Ca urmare a acțiunilor desfășurate în această perioadă au fost constatate mai multe infracțiuni, dintre care și în flagrant. Infracțiunile constatate au fost de natură judiciară, dar și economico-financiare. De asemenea, au fost depistate și două persoane urmărite la nivel național. În perioada rusaliilor nu au fost înregistrate fapte prin care să fie afectat climatul de siguranță al cetățenilor. În această perioadă, polițiștii au constatat numai puțin de 25 de infracțiuni, din care 18 în flagrant. De altfel, pe numele suspecților au fost întocmite dosare penale, cele mai multe pentru infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice. Acțiunile proactive executate în zonele cu potențial infracțional au condus la neînregistrarea unor fapte care să perturbe grav liniștea și ordinea publică sau să afecteze siguranța cetățenilor și a comunităților locale. Totodată au fost aplicate peste 900 de sancțiuni contravenționale, 854 dintre acestea la regimul circulației pe drumurile publice, valoarea amenzilor depășind suma de 200.000 de lei. De asemenea, pe perioada sărbătorii de Rusali, oamenii legii au confiscat de la comercianți bunuri fără acte de proveniență în valoare de 1.600 de lei.